Frați și surori, noi creștinii evanghelici care iubim pe Hristos după Evanghelie, așa cum e scrisă Evanghelia, noi nu avem cărți de rugăciuni, dar noi ne rugăm cu rugăciunile noastre. Amin? Așa? Nu? Ține minte, tu trebuie să te rogi cu rugăciunea ta. Nu uita că altul se roagă și zice atotputernicule lui Dumnezeu și atotțiitorule, tu nu zici ca el, că îi zici ca el pur și simplu să-l copii și el simte, tu nu simți pentru că tu copii. Tu zici cu tale, zici tatăi, tată, spune cum tu spui. Rugăciunea ta o să fii sincer, cum o spui tu. Amin? Și noi astăzi o să învățăm ceva din rugăciunea lui Ezra. Nu învățăm rugăciunea lui Ezra ca să ne rugăm cuvintele lui Ezra, dar rugăciunea. Țineți minte, pe timpul împăratului Persiei, cum îl chema? Cir. Cir spune Domnul Dumnezeu cerurilor și a pământului, și Dumnezeul lui Israel, vrea ca poporul lui să meargă să construiască templul înapoi, în Ierusalim. Știți voi că toți s-au dus acolo din seminția lui Iuda, din Levi, s-au dus din seminții, toți înapoi, în Ierusalim, și au început a construi templu. Știți voi de ce au fost evreii duși în robie în Persia? Din pricina că s-au căsătorit cu femei sau cu bărbați din alte popoare. V-ați căsătorit cu femei din alte popoare sau cu bărbați din alte popoare? O să fiți robi la alte popoare. Eu astăzi vreau să arăt asta. Știți, pe mine nu mă interesează că Biblia a vorbit pentru evrei în Vechiul Testament. Pe mine mă interesează, ea pentru mine vorbește asta. Mi-i trebuie mie să-mi vorbesc. Acum, căsătorie cu păcatul. Deci fiți atenți, aici când merge vorba căsătoriți cu alte femei, căsătoria cu păcatul, pentru că nu erau evreici. Și eu vreau să vă arăt, discutăm împreună rugăciunea lui Ezra, să vedeți ce minunat. Ce minunat, ce atitudine avea Ezra. Ezra, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 15. Ascultați. Voi știți cine era Ezra? Spuneți, vă rog, câțiva oameni, dacă știți cine era Ezra? Un învățător al legii. Ezra era un om care știa ce e scris. Ezra nu se juca de credința ca să-ți citească un pic de versete și după asta, nu, el știa. Tu știi, cu cât mai mult cunoști Scripturile, tu îl cunoști mai mult pe Dumnezeu? Pentru că, frați și surori, dacă sunteți de acord cu mine, pe noi nu trebuie să ne intereseze nici măcar experiența ta cu a mea, așa cum ne interesează ce e scris. Pe Ezra îl interesa ce e scris. Acum un lucru, hai să ne uităm la versetul 1. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis. Poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, ebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor, amoriților, englezilor și americanilor. Acum ascult, fii atent. Uitați-vă la cuvintele alea. S-au apropiat de mine și au zis. Deci, e foarte important câteodată orice cuvințel din Biblie, el e important. De ce s-au apropiat de Ezra? De ce s-au apropiat de Ezra, oamenii? Pentru că Ezra cunoștea pe Domnul. Tu știi, lângă Ezra era plăcut să stai? De ce oamenii nu stau? O întrebare. De ce casa ta nu-i plină cu oameni? Nu cumva lângă tine nu-i plăcut să stai? Mulți oameni se supără. Ce? La mine nu vine nimeni. Tu fii întâi plăcut și la tine îți treacă toți. Tu întâi Hristosul care este în tine. Tu întâi trebuie să-L ai pe Hristos în tine. Trebuie să vorbim de credincioși. Tu trebuie să iubești cuvântul Domnului așa de tare, soră sau frate, încât oamenii să zică, ascultă, pe mine nu mă interesează chiftelile care să le facă sau friptură. Pe mine mă interesează să mă duc lângă El, să stau, să mai ascult ceva despre Iisus. Pentru că m-a suturat de America asta.
E adevărat sau nu? S-au apropiat de Ezra, pentru că Ezra era ceva, era credincios, care chiar îl iubea pe Domnul. Ține minte un lucru, vei să fii plăcut, să-ți placă Biblia, să-ți placă Cuvântul Dumnezeu, să-ți placă de Iisus, să-L iubești pe Domnul. Și atunci nu trebuie tu să faci appointment, să programare, să vină oameni la tine. Ei vor veni ca la Ezra. Ține minte asta. Bun. Căci, versetul 2, căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Acum, acolo unde vedeți și-au luat neveste din fetele lor pentru fii și-au amestecat neamul sfânt. Hai să luăm asta. Și-au luat păcatul. S-au căsătorit cu păcatul. Ei s-au căsătorit cu păcatul. Nu știu de care păcate în ziua de astăzi încearcă să se căsătorească cu tine. Ține minte, tu aproape zilnic cineva încearcă să te tragă la starea civilă să te căsătorească cu păcatul. Tu știi despre ce eu vorbesc. Apoi, n-ai cum să nu fii zilnic să încearcă păcatul să te tragă când trăim în țări de astea de confort, și aici zilnic încearcă să te tragă. Ține minte, nu ai ce căuta la starea civilă cu păcatul, deloc. Tu ești căsătorit cu Iisus. Amin? Tu ești căsătorit. Ascult, tu nu poți. Dumnezeu spunea, voi ați fost nevasta mea, ați fost soția mea, Israel, femeia mea. Și voi ați curvit, adică ați plecat și v-ați căsătorit cu alții Dumnezeu. Așa Dumnezeu spune, nu te căsători cu păcatul, tu ești căsătorit cu mine, cu Iisus. Amin? Tu acum e nevastă. Îmi place, o soră de vreo 80 de ani s-a îmbrăcat într-o rochie albă, de mereasă, duminică. Sora avea 80. Și vecinii au zis, unde te duci tu? Și eu au zis, știi că ești mereasă? Zici, da, eu... Era duminică. Eu sunt mireasa lui Hristos și mă duc la biserică. Ea, concret, o înțeles că ea s-a căsătorit, ea e căsătorit cu Iisus. Ea e mireasa lui Iisus. Ea e lui Iisus. Amin? De ce noi nu putem, nu mergem să ne căsătorim cu păcat? Că noi suntem al lui Iisus. Și atât. Fiți atenți în lucru. Versetul 3. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua. Mi-am smuls părul din cap și pierii din barbă și am stat jos, mâhnit. Fraților, atitudinea lui Ezra, care era? El nu a zis, fii atent, dar se întâmplă că cineva dintre frați sau surori s-au căsătorit cu păcat. Dar ați văzut copiii, fete de credincioși care s-au căsătorit în lume sau... Băieți de credincioși când colțac o trecut pe droguri. Sunt, eu am întâlnit, deja de când am venit în America am întâlnit. Câțiva? Mai mulți. Ține minte un lucru, fii atent. Spune că când Ezra a auzit, rugăciunea lui nu a fost simplă. Doamne Dumnezeule, atinge-te, te rog, de drogatul ăsta, atinge-te de asta, amin. Ascultă ce a făcut Ezra înainte de a se ruga. Când am auzit lucrul acesta, că Israel s-a căsătorit cu păcatul. Mi-am sfâșiat hainele, le-au rupt. S-a sfâșiat mantaua și-a rupt barba. Poți să închipui un om care și-a rupt barba de aici și curge sânge? S-a sfâșiat părul din cap, l-a smuls, pierii din barbă. Deci, cu hainele rupte, cu barba ruptă și cu părul rupt, o căzut jos, mâhnit. Stătea jos, mâhnit. De ce? El nu putea fi oricum când vedea că frații lui păcătuiesc. Ascultă atent, poate că sunt copii la voi plecați în lume. Tu știi, da, că Domnul se va întâlni cu ei, dar nu sta oricum și rugăciunea ta să nu fie pur și simplu, pur și simplu ai spus niște cuvinte și amin. Nu, anume sfâșite înaintea Domnului, spiritual vorbesc. Anume rupi-ți barba. Rupiți părul din cap, anume rupiți mantaua, anume vin într-o atitudine serioasă înaintea Domnului. Amin? Când vii pur și simplu deasupra, nu merge, vină serios.
Acum mai departe spune, atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Din pricina păcatului fiilor robii și eu am stat jos, mâhnit, până la jertfa de seară. Deci, Ezra a stat cât de dimineață, cât de la amiază, el a stat rupt, cu barba ruptă, cu părul sfârșiat, jos, până seară. La el s-au strâns cei ce se temeau de Domnul. Dă-mi voie să-ți spun un lucru, dacă tu te temi de Domnul, la tine se vor strânge cei ce se tem de Domnul. Vreau să te întreb o întrebare. Da, noi suntem chemați să vestim Evanghelia pentru cei lumești, dar ce fel de oameni se strâng în casa ta dacă tu zici că te temi de Domnul? În casa ta o să strângă oameni care se tem de Domnul. Aștia au venit lângă Ezra și Ezra nici nu s-a uitat la ei. El stătea mai departe, cu barba ruptă, sfâșiat în rugăciune. Spune așa, apoi în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeu meu și am zis. Cum s-a sculat în rugăciune, Ezra? Uitați-vă atent. M-am sculat din smerirea mea. El s-a sculat din smerirea lui. Fraților, dați-mi voie să vă spun, Ezra n-a greșit cu nimic. Ezra era un om care iubea pe Domnul, care îl urma. El n-a greșit cu nimic, a greșit Israelul. Pentru ce tu te sfâșii? Păi asta e inima lui Dumnezeu. Când tu ai în inimă durere, durerea lui Dumnezeu, pentru cei pierduți. O întrebare, ai tu durerea lui Dumnezeu pentru pierduți? Ține minte un lucru, dacă vrei să-L simți pe Dumnezeu mai aproape, zi, Doamne, dă-mi durerea Ta pentru pierdut. Eu poate că de mult nu mai simt nicio durere, Doamne. Zic și eu acolo niște cuvinte unul peste altul, dar dă-mi durerea Ta, să mă doară cum pe Ezra îl durea. Asta e plăcut, fraților, e plăcut. Uite atent, se începe rugăciunea lui, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați. Până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi față. Ce învățăm noi de la Ezra în rugăciunea lui? Știi că în rugăciunea omului e o rugăciune mândră. Când omul spune, Doamne, ăștia au greșit. Dar Ezra spune, fraților, nu-i corect așa. Spuneți totdeauna, noi am greșit. Tu știi, Moise nu era parcă greșit cu nimic înaintea Domnului, când mergeau prin pustiu, înainte de a greși cu apa, cu a lovi în stâncă. Și Moise, când s-a dus la Dumnezeu, pe munte, el a zis, noi. Moise niciodată nu vorbea, că el, mare om, el spune, noi am greșit. Ascultă atent, chiar dacă tu ești drept și te rogi pentru cineva, spune, noi am greșit. Dar eu ce am greșit? Eu m-am pocăit. Ascult, sigur, în lumina Domnului Iisus, dacă te apropii, ai greșit și tu cu ceva la altar, ai supărat-o pe nevastă, dar ai greșit cu multe. Spune, noi. Și dacă vei spune, noi, vei fi mai smerit. Ține minte, dacă tu spui, noi, tu vei fi mai smerit. Doamne... Ascultă atent, când copilul pleacă în lume din familia de credincioși, niciodată nu crede tu că el a plecat în lume că asta a fost numai vina lui. O, sigur nu numai lui, o, sigur și a ta. Pentru că Dumnezeu, dacă ți-ar filma tot filmul înapoi, ți-ar arăta că și a ta. De atâta spune, Doamne, noi, eu și cu fiii mei și cu fiicele mele, noi am greșit toți. Ezra s-a ridicat în smerenia lui și apoi smerit a zis, noi am greșit, fără de legile noastre, părinților noștri. Mergem mai departe.
Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Și totuși Domnul s-a îndurat de noi. Amin? Fraților, noi toți am greșit și totuși Domnul s-a îndurat de noi. Amin? Noi luna trecută toți am greșit și totuși Domnul s-a îndurat de noi. Amin? Este dator Dumnezeu să se îndure de noi? Ascultă-te. Și dacă te-ar lăsa să mori în păcat, și dacă te-ar lăsa și nu te-ar lumina deloc, tot ar fi drept că nu face asta. Pentru că El nu-i dator nimănui. El spune, cui sunt eu dator? Toate sunt a mele. El nimănui nu-i dator. Spune, și totuși Domnul s-a îndurat de mine. Ascultă-te. Chiar dacă aștepți în rugăciune 20 de ani și nu-ți răspunde, miluiește-te, mângâi-te cu cuvintele astea, Doamne, iartă-mă, că Tu nu mi-ești dator. Domnul nu-i dator să vindici cancer, să vindici cancerul. El nu-i dator să pui mâna la loc. Nu-i dator. El face asta dacă vrea. Ceea ce trebuie să faci tu este să ceri, să aștepți, dacă trebuie săptămână, dacă trebuie 7 ani, tu aștepți și dacă Domnul, și când Domnul ți răspunde, tu poți spui și tu că totuși Domnul s-a îndurat de noi. El a vrut. El face ce vrea. Amin? Amin. El nu-i dator. Noi trebuie să fim ca femeia aia care stă totdeauna lângă judecător. Biserica lui Hristos așa e. Judecător, hai, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Și El într-o zi îți face dreptate, că El vrea să facă dreptate. Uite mai departe. Versetul 9. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre bunăvoința, spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale. A părăsit Ezra poruncile Domnului? Dați-mi, vă rog, răspuns. De ce El spune că noi le-am părăsit? Smerenie? El spune, am părăsit noi poruncile tale, pe care ne le poruncisești prin robii tăi prorocii, zicând, țara în care intrați, să stăpâniți, este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor, să nu dați, deci, pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor din neveste pentru fiii voștri. Și să nu vă pese niciodată, nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. Întrebare. Uitați-vă atent la cuvintele astea. Și să nu vă pese la mijloc. Niciodată, nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. Să nu-ți pese. Vreau să-ți dau o întrebare. Tu ai văzut americani lumești mai bogați ca tine? Material. Spune sincer, poți nu răspunzi. Ai invidiat? Deci, oricum, și un proroc din Biblie zice, Doamne, dar de ce ăștia din lume, lumești ăștia, trebuie să aibă, să trăiască mai bine ca noi, avere mai mari ca noi, și copiii bucuroși prin o gradă, dar noi, pocăiți, credincioși, și abia parcă ne ajunge de chirii câteodată. Ascult atent, Domnul zice să nu-ți pese, că lui ăla îi merge. Lui îi merge, dar el are cancer. Tu vrei bogăția lui? Liniștește-te. Lui merge, dar el n-are copii. Îi stearpă soția lui. Ei au mai deschis 4 magazine în California, dar el are diabet. Tu vrei bogăția lui, invidiosule? Să nu-ți pese de bunăstarea lor. Ce să-ți pese ție este voia Domnului. Amin?
Eu am spus că sunt de acord să am toată viața 5 lire sau 5 dolari în buzunar, dar să fiu sănătos și să fac lucrarea Domnului. Amin? Amin. Știți, un frate așa spunea. Spunea că, băi, Dumitru, m-am dus la doctor. M-am dus la doctor, dar mie nu mi-a păsat niciodată că toți doctorii ăștia sunt și vecinii mei, și bogați. Și ei mie mi-au spus că tu ai o boală care îți mori peste 2 ani. Zice, și ei mai cu avere râdeau un pic de mine, că ce-i, lasă tu cu credința asta, uite la tine că ai și tu două camere acolo locuiești, ai 3 bani în buzunar, abia mai mănânci și tu pe aici pe acolo și tu cu credința că Dumnezeu, lasă-mă tu, și mai ai și o boală de burtă, nu știu ce boală aveți, trăiești 2 ani și gata. Și doctorul zice, tu, gata. Și fratele ăsta a zis, Doamne, nu-mi pasă averile lor, cuvintele lor, ce-mi pasă este voia ta, cuvântul tău, Iisuse. Spune el, omul ăsta, că Dumitru, și parcă mi-e milă, zice, acum eu am ajuns la 70, dar toți aia care aveau averi mari au murit. Și doctorii care mi-au zis că o să mor peste 2 ani și ei au murit, acum alții îmi zic că o să mor. Și vin alții, ei mei mor, vin alții și îmi zic că iar că o să mori. Dar eu tot trăiesc și trăiesc cu 2 bani în buzunar. Să nu vă pese niciodată de prăpășirea lor. Asta e cuvântul al Dumnezeu. Să nu-ți pese și nici de prăpășirea ta. Vorbesc de material. Pierdut? E pierdut. Ai avut? Ai avut. Nimic n-ai adus în lume, nimic nu vei lua. Amin? Amin. Pavel a zis lui Timotei. Ascultați, hai să citim împreună versetul 13. Versetul 13. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine că acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să încălcăm poruncile tale, să ne încuscrim cu aceste păcate urâcioase. Popoare, da. Popoare. Eu am zis tema despre păcat. Suntem sori cu păcat. Spune, n-ar izbucni atunci iarăși mânia ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi zbăviți. Ne oprim aici. Uitați-vă atent la versetul 13. După tot, eu acum recunosc înaintea Domnului și a voastră, după tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele, a mele, și marilor greșeli pe care de când sunt pocăit le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu m-ai pedepsit după fără de legile. De când m-am pocăit, eu meritam să mor de vreo 8 ori. Măcar că meritam, tu nu m-ai pedepsit. Ține minte un lucru, mai mare ca pedeapsa, mila lui Dumnezeu, David spune, e mare până la ceruri. Mila lui e mare. Noi, spuneți-mi, vă rog, îs cuvintele astea pentru fiecare din noi, măcar că am greșit, tu nu ne-ai pedepsit. E că nu ne... Fraților, spuneți-mi, vă rog, este adevărat că nici măcar credincios nu poți fi dacă Dumnezeu n-are milă de tine. Tu ești de acord cu mine că au fost zile când n-ai simțit nimic, te-ai rugat fără să simți și ai cântat fără să simți, din pricina păcatului, și ai predicat poate fără să simți, și ai meritat pedepsit și totuși, Doamne, noi meritam pedepsit și totuși Tu nu ne-ai pedepsit. Milă Ta-i până la cer. Fraților, cuvânt, versetul 15. Doamne, Dumnezeul lui Israel, citim toți odată de la Tu ești drept. Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izvăviți. Iată înaintea Ta ca niște vinovați și din pricina nu putem sta înaintea Ta. Fraților,
Ceea ce vreau să învățăm din versetul ăsta, asta s-a rugat Ezra. Tu ești drept. Tu ești drept. Iată-mă vinovat. Ține minte, când tu vii în rugăciunea ta și zici, Doamne, Doamne, tu doar știi că eu sunt drept. Doamne zice, înseamnă că eu sunt vinovat. Nu. Noi suntem, iată-ne vinovați. Doamne, Tu ești drept. Tu ești drept. Amin? Fraților, cum credeți, a avut nevoie poporul lui Israel de rugăciunea lui Ezra? A fost o rugăciune sinceră? A fost o rugăciune sinceră care nu are niciun tipar. Ea-i sinceră. Poporul lui Israel și poporul Dumnezeu astăzi are nevoie de cineva care să se roage sincer pentru noi. Știți voi cine? Tu ai pe cineva care se roagă sincer pentru tine. Anume, cineva care se roagă sincer pentru tine. Ai? Dați din cap, așa, ca copii. Ai. Dacă tu vrei să spui că asta e vreun om de pe pământ, atunci tu te-ai înșelat. Nu-i nimeni pe pământ să se roage. Chiar dacă mamele se pot ruga sincer, totuși, eu am să-ți arăt o rugăciune mai sinceră ca al mama ta. Iisus Hristos mijlocește veșnic pentru noi. Dacă ar fi după rugăciunile părinților și rugăciunile fraților, ascultă, n-ai trăi. Iisus se roagă veșnic pentru tine. Ștefan l-a văzut la dreapta tatălui. Pavel spune că el stă pururi în ceruri ca să mijlocească pentru noi. Tu te duci la magazin și normal ar trebui să te calci mașina de 3 ori și motocicleta de 4. Dar tu te întorci înapoi și încă mai ai și o cântare pe buze. Nu cumva cineva mijlocește pururi pentru tine? Și pe el îl cheamă Iisus, mijlocitorul nostru, Iisus Hristos. De atât ține minte. Da, e bine. Pavel zice, e bine să ne rugăm unii pentru alții. Pavel zice, fraților, rugați-vă, luptați împreună cu mine rugăciunile mele, ca ori de câte ori îmi deschid cuvânt, gura să am râvnă, da? E bine, dar bun, asta Pavel avea pe cineva care să se roage pentru el. Dar ce facem cu moș Gheorghe, care n-are pe nimeni? Moș Gheorghe a rămas fără rugăciuni? Nu, pentru moș Gheorghe se roagă Iisus. Pentru noi toți se roagă Iisus. Amin? Amin. De atâta, frate, încurajați-te de la Iisus și roagă-te totdeauna. Amin? Amin. Asta a fost tema de azi. Slăvit să fie Domnul. Amin. Rugăciunea ta să fie sinceră totdeauna. Laudat să fie Domnul Iisus. Amin. Amin.